If you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh. I got you, sir. Let me get my shoes on. Hold that in your head. It's bloody. Sir, we gotta move to the bus. Let me get my shoes on. Okay, my shoes on. That's you. Watch out. Ați văzut imaginile care au făcut, desigur, în conjurul lumii, imagini puternice cu un fost președinte și un candidat la funcția de președinte, în același timp, care a supraviețuit unei tentative de asasinat. Discutăm despre aceste imagini, despre ce urmează, împreună cu invitații mei de la această oră. Alături de mine în studioul Euronews România este domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Din Statele Unite, alături de noi, în direct, este și domnul Vladimir Tismăneanu, profesor de științe politice, Universitatea Maryland. Bună seara! Bună seara și salutare, Chris! Domnule ministru, aș vrea să încep cu dumneavoastră, aș vrea să ne spuneți, în momentul în care am văzut acele imagini, care au fost în direct, le-a văzut toată lumea, imagini foarte puternice cu Donald Trump ridicând pumnul și strigând fight, sunt elemente destul de puternice, nu o să continui descriindu-le, dar vreau să știu la ce v-ați gândit dumneavoastră când ați văzut, așa cum au văzut și milioane de oameni din întreaga lume. Tensiunea este la un nivel foarte ridicat în Statele Unite. Sincer, era exact ce lipsea. Într-o astfel de situație, evident, instituțiile, întreaga societate americană intră într-o logică extrem, extrem de complicată, amestecul între emoție și un anume tip de atitudine este una foarte serioasă. Cum să vă spun, este o violență politică și la unison, societatea americană, întreaga societate internațională, în mod evident, s-au exprimat în acest sens. Deci, violența politică, act terorist, dus la bun sfârșit. Slavă Domnului că finalitatea nu a fost cea pe care și-a dorit-o atentatorul, dar din acest punct de vedere, acest moment ridică teme extrem de complicate cu care, într-o manieră sau alta, societatea americană s-a confruntat. Trecerea de la politică la o atitudine viscerală, atitudine viscerală care se poate concretiza în variante cât se poate de complicate. Ori, în acest moment, deocamdată se judecă la cald. Deci orice fel de concluzie politică, proces electoral, sigur, poate avea în vedere un anume tip de martirom, cum se discută legat de Donald Trump, dar după părerea mea sunt premature. Situația va fi evolutiv extrem de complicată în perioada următoare și această temă, clar, va locui discuția despre taxe mai mici sau mai mari, despre reglementările mai mult sau mai puțin intruzive pe piață, despre câți bani dăm armatei și pe unde suntem prezenți în teatre de operațiuni, sunt peste 700 de baze americane pe acest glob. Acest aspect legat de emoția indusă nu poate fi depășit, cum se vor raporta, fie din perspectiva unității naționale, atât Donald Trump, mai ales Donald Trump, cât și Biden, fie dintr-o perspectivă agresiv-tribală, rămâne de văzut. Foarte interesant acest comentariu. Domnule profesor, aș vrea să ne spuneți cum s-a văzut din Statele Unite acest eveniment. Cu adevărat, părea rupt dintr-un thriller cu care am fost obișnuiți, dar iată, uneori viața bate filmul. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Ceea ce s-a petrecut nu este ceva care nu există în istoria Statelor Unite. Știm bine că Abraham Lincoln a fost asasinat, știm bine ce s-a petrecut la Dallas în 1963,
Știm că în 1981 a fost un atentat împotriva proaspăt adresului președinte Ronald Reagan. Și așa asupra ființei fostei atentaților Nancy Pelosi, în care a fost lovit un atentat politic. Nu trebuie trivializat, nu trebuie analizat, dar cred că nu trebuie nici scos din dimensiunea care ține de, să-i spunem, patologiile actului politic în Statele Unite și nu numai. Există perioade în istorie când tensiunile politice nu pot fi rezolvate pe cale parlamentară și se ajunge la exacerbarea acestor tensiuni pe cale care include asasinatul politic. Rusia secolului XIX, sfârșitul de secolul XIX este un exemplu. Președinte McKinley, ucis în Statele Unite. Deci avem acest lucru. Doi, e foarte important și îmi notați să spun că în momentul în care... Nu știu dacă mai avem conexiune, domnule profesor. Îmi cer scuze. Puteți să reluați ce v-ați notat, pentru că s-a pierdut conexiunea și cred că... Da, avem o problemă cu conexiunea, o să rog pe colegii mei să o refacă, revin la discuția din studio. Dumneavoastră, domnule ministru, ați vorbit despre faptul că deocamdată e foarte la cald să presupunem ce se va întâmpla, care vor fi efectele și totuși suntem în plină campanie electorală și imaginile valorează mai mult decât 1000 de cuvinte, iar acele imagini sunt probabil sute de mii de cuvinte care vor fi scrise, au fost scrise deja. În acest moment... Ce se întâmplă totuși cu această campanie electorală și în ce măsură șansele lui Donald Trump de a ieși noul, de a fi noul președinte al Statelor Unite sunt tot mai mari sau nu? Da, un impuls există. Vectorul emoțional este în orice fel de campanie electorală de neînlocuit. Din această perspectivă este clar că astăzi când vorbim nu se discută despre și nu se va discuta într-o perioadă de timp, să spunem, de capetele de acuzare, 90 ceva de capete de acuzare, în 34 dintre ele Donald Trump a fost găsit vinovat. Nu vreau să minimalizez, vreau să spun pur și simplu că într-o ordine de priorități în lumea democratic civilizată, cum este cea americană, sigur că în prim plan va apărea această situație. Evident, gestica sa într-un moment necontrolabil din punct de vedere al comunicării. Putem fi ridicol să ne închipuim că în acele secunde cineva își mai făcea calcule de comunicare. Gestica lui a avut o simbolistică aparte, fără doar și poate. Și din acest punct de vedere va fi repetată. Sigur însă că rețelele sociale au explodat. Grupările de tot felul, radicale, extremiste, delimitative, care și acum sunt alături de mesajul lui Donald Trump în sensul că alegerile în 2000, ce s-a întâmplat la Capitoliu în ianuarie 2021, până la urmă a fost gestică legitimă, asocierea între două evenimente care, sigur, n-ar avea absolut nicio legătură factuală, dar din punct de vedere al instrumentalizărilor, sunt sigur că se va proceda în acest sens. De partea democrată, deja există o problemă care nu cred că va mai fi în prim plan legată de starea de sănătate a lui Biden. Deci, cum să spun, elemente care nu țin de politica internă, elemente care nu țin de politica externă, chiar dacă vorbim de cel mai semnificativ jucător la nivel global de Statele Unite, ci mai mult de o atitudine personalizată legată de cei doi candidați, unul trecut printr-un moment dramatic, celălalt aflat într-o situație, mă rog, susceptibilă de interpretare în ceea ce privește capacitatea sa de a reprezenta Statele Unite. Deci, practic, temele fundamentale, majore americane, nu cred cel puțin pentru o lună și ceva că vor mai fi în prim plan, ci vom discuta aceste subiecte și în ce măsură recompensa emoțională legată de atitudinea uneia sau alteia dintre cei doi ar putea fi concretizată într-un rezultat electoral foarte bun. Da, domnule ministru, vedem acum imagini indirect din Milwaukee, Statele Unite. Acolo are loc un congres al republicanilor.
ar urma, a ajuns și Donald Trump, urmează să fie nominalizat pentru candidatura sa la funcția de președinte din partea Partidului Republican. Nu știm deocamdată momentul în care va urca pe scenă să țină și un discurs. Este prevăzut asta cel mai probabil în program, doar că deocamdată nu știm când se va întâmpla. Urmărim ce se întâmplă acolo, vedem doar că s-a adunat destul de multă lume, republicanii au venit la acest eveniment. Sper că s-a refăcut legătura în Statele Unite cu domnul profesor Tismăneanu. Ne auziți? Eu vă aud perfect, vă auzeam și înainte. Așa. Aici, dacă mi este îngăduit, aș avea o opinie puțin diferită de a domnului Cristian Diaconescu. Nu cred că marile probleme vor fi umbrite, eclipsate și scoase de pe agendă, chiar de pe prima pagină a agendei. Sunt prea multe aceste probleme și răspunsul la ele, nu o să le numesc în momentul de față, sunt foarte cunoscute și e vorba de două viziuni sociale, civilizaționale, dacă vreți. E vorba de fapt că Statele Unite sunt coloana vertebrală a Organizației Atlanticului de Nord, e vorba de viitorul acestei organizații și ca om care a trecut prin aceste situații, sigur că reacția emoțională joacă un rol foarte important. Sigur că, eu știu, moartea lui Kennedy în 1963 a dat un avantaj Partidului Democrat, dar să nu uităm că după un număr de ani, Partidul Democrat s-a retras și a câștigat republicanii. Deci Johnson a decis să nu candideze. Avem câteva elemente care trebuie din istoria politică americană, care cred că trebuie luate în considerație. Emoțiile nu durează luni de zile aici. Și factorul care le radicalizează, le exacerbează, cum ar fi pe de o parte televiziunile private, publice, cum ar mai fi ele, și evident rețelele sociale, fac din aceste discuții, sigur că le electrizează, le toxicizează deseori. Pe de altă parte, temele mari ale campaniei electorale, ale dezbaterilor, n-au dispărut. Da. Putem să discutăm despre problema viei. Și vreau să spun când s-a întrerupt că vorbim de un asasinat politic, dar noi nu știm în momentul de față trei lucruri esențiale în legătură cu asasinatul politic despre care facem vorbire aici. Unu, care a fost motivația? Nu știm. Eu unul nu știu. Doi, care au fost scopurile? Motivația și scopurile sunt legate, dar nu sunt același lucru. Și mai ales rezultatele. Rezultatul, că, din punct de vedere politic, explozie de popularitate pentru personajul politic Donald Trump, firească prin solidarizare, prin compasiune. Am mai spus, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar Donald Trump este beneficiarul unui val de compasiune, o calitate și o virtute pe care el în genere nu a cultivat-o. Deci, din acest punct de vedere, observăm că Partidul Democrat se comportă, cred eu, echilibrat și faptul că au scos o mulțime de clipuri electorale și așa mai departe nu mai sunt transmise și este de dorit, mai degrabă efectul acestui moment este să sperăm, o deradicalizare a discursului public, o încetare a demonizării celuilalt candidat. Pentru că și din partea democrată, de partea lui Trump nu mă așteptam la altceva și am avut exact ceea ce ne așteptam. Din partea democrată însă s-a mers, cred eu, și inclusiv unii amici ai mei, și poate m-am făcut și eu vinovat uneori, poate e bine să ne recitim ce am scris de-a lungul timpului, s-a mers, eu n-am mers niciodată pe ideea fascismului lui Trump, dar alții au mers. Ori dacă mergem cu tema fascismului lui Donald Trump, ce poate, sau hitlerismului lui Donald Trump, ce poate să fie mai odios decât acest lucru? Și atunci ajungem la faimoasa întrebare, domnule, era mai bine dacă mama lui Hitler avea grijă de el altfel când era mic. Deci această reducție a Hitlerului, cred că a fost o eroare. De ce a făcut-o individul în cauză? Habar nu avem. Poate că a fost vorba, m-am gândit și am stat de vorbă cu prieteni, cu familie, sunt familia mea americană pe linia soției. Știu eu, omul pare a fi fost foarte conservator, foarte închis în sine,
Și ce știm? Poate că instrumentarul de față de alcătuirea unei bombe venea de la taică sub pușca sau ce a avut el, tot de la taică. Sau poate că vrea să-și impresioneze tatăl. De pildă, poate fi o ipoteză. Gândiți-vă la asasinarea lui John Lennon. De ce? Acolo a fost un caz de identificare emoțională pozitivă cu John Lennon. Îl adora pe John Lennon, pe care l-a ucis pe John Lennon. Nu știm. Deci aici este, pe lângă, să spunem, expertiva forensică, pe care o așteptăm cu toții, evident, cred că va trebui să se facă și o expertiză psihoemoțională și să vedem care ar fi putut fi câteva din motivațiile care să ducă la un asemenea comportament. Deci violența, în cazul de față, nu este violență politică tradițională. Ăștia nu sunt. Băiatul ăsta nu era un membru al decemvirilor și nicadorilor, nu? Ai mișcării legionare, care aveau o ideologie. Urmăreau clar distrugerea democrației parlamentare din România și alte scopuri știute. Aici nu știm. N-a lăsat doar ca asasinul Breivik din Norvegia sau Unabomber, care avea un întreg tratat de idei, mă rog, absurde, demente, lunatice. Deci aici avem deocamdată un lunetist despre care nu știm sigur dacă era lunatic. De-abia urmează să vedem despre ce psihologie vorbim în acest caz. Deci aș despărți puțin chestiunea violenței politice, care este o temă fundamentală pentru înțelegerea culturii politice americane la sfârșitul secolului 25, începutul secolului 21, este un fapt. Problema amendamentului 2, care este și ea un fapt, Partidul Republican, apropo de unde ne diferențiem, păi ne diferențiem la Roe versus Wade, păi ne diferențiem la amendamentul 2 al Constituției, păi mai departe. Domnule profesor, vreau... Da, aș vrea să revin doar un pic. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar vorbeam și cu domnul ministru Diaconescu aici în studio și am citit astăzi un titlu în The Guardian care se întreba direct, fără menajamente, a câștigat deja Donald Trump alegerile? Întrebarea aceasta conține și un răspuns pe care, iată, ni-l sugerează prin întrebare jurnaliștii de la The Guardian. De aceea vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. A câștigat deja Donald Trump alegerile? Nu. Nu. Pur și simplu nu. N-a avut loc încă Convenția Partidului Republican. Nu suntem la Convenția Partidului Republican. Nu știm sigur ce se va întâmpla din punct de vedere candidaturii. Bănuiesc că va rămâne Joe Biden, dar, mă rog, toate datele trimite în această direcție, dar nu e imprevizibil. Cred că mai degrabă este o capcană de titlu. Da, conexiunea ne joacă festa în continuare. Aș vrea să revin, poate să reface la domnul ministru Diaconescu. Sunt niște întrebări foarte pertinente pe care ni le punem și, într-adevăr, încercăm să ne dăm seama. Am văzut că aceste întrebări au tot apărut astăzi. În primul rând, care a fost motivația acestui individ? Un tânăr de 20 de ani care nu poate să-și cumpere bere în Statele Unite, în schimb poate să-și cumpere această armă semi-automată de tip AR-15, un fel de botezat de jurnaliști Kalashnikov american, foarte populară, pe care, ironia sorții, democrații au vrut să o scoată de pe lista armamentului care poate fi vândut în Statele Unite, iată acum folosit împotriva unui candidat republican. Deci, am putea să intuim vreo motivație politică în spatele acestui gest? Este foarte dificil în a trage o concluzie. S-au făcut primele speculații. Practic, autorul acestor fapte nu s-ar înscrie din niciun punct de vedere în categoriile față de care, la un moment dat, Donald Trump sau chiar republicanii au avut o poziționare sau un limbaj contondent. Adică să pară așa un fel de autoradicalizare legat de un anume tip de situație. Este un tânăr cetățean alb care nu face parte din nicio categorie, într-o formă sau alta, supusă sau posibil ulterior supusă unei discriminări, care
practic ar arăta și o capacitate militară. Nu știu, nu neapărat mă pricep, dar într-adevăr, folosirea unei astfel de arme, apropierea de zona... Ca atare, impută... ca să completez ce spuneți, mergea la tirul din zonă, deci știa să mânuiască o armă. Pare-se că nu neapărat nepriceperea lui, cât o șansă de la Dumnezeu l-a ajutat pe Donald Trump să-și ferească la un moment dat capul. Deci, din acest punct de vedere, aici, într-adevăr, ar trebui să existe, și probabil că se va întâmpla acest lucru, un anume tip de explicații și clarificări. E foarte greu de pe margine să putem trage o concluzie. Dar, cum să vă spun, în egală măsură, în momentul în care Donald Trump era scos din zonă, sunt convins ați văzut acest lucru, protestatari insultau și aproape erau să atace zonele de presă. Ce legătură și de unde apărea frustrarea? De ce o astfel de defulare față de un moment la care acum să fim iarăși cât se poate de rațional? Slavă Domnului că oamenii nu s-au speriat alergând, pentru că momentul ăla s-ar fi produs o dramă și mai serioasă. Deci, din această perspectivă, acest luat prin surprindere, lipsa unor clarificări, explicații, probabil vine tocmai din faptul că ele nu există. Tentația de a face scenarii, de a face tot felul de conjurații, de a face tot felul de... Moscova s-a grăbit repede să facă niște asocieri la mâna a treia, așa, mă rog, probabil că își închipuie că ce se întâmplă la ei automat trebuie să se întâmple și în alt stat, sunt absolut puierile. Ori din această perspectivă, da, aici, la această întrebare, ce l-a mânat pe omul ăsta în luptă la 20 ceva de ani să comită un astfel de gest care nu poate fi considerat chiar la nervi doar o rezoluție momentană. Așa, pur și simplu n-a avut ce face într-o dimineață sau să-l încerce să-l asasineze pe fostul președinte. Este ridicol. Deci undeva există o istorie în spate care sigur ar folosi extrem de mult, mai ales societății americane. Și mai apar niște întrebări. Dumneavoastră, ca fost ministru de externe, ați avut acces, ați mers și la Casa Albă, ați văzut cât de bine păzite sunt asemenea evenimente. Iar ceea ce s-a întâmplat ridică o sumedenie de întrebări. De pildă, cum a fost posibil să fie un trăgător care să stea la 100 de metri de fostul președinte al Statelor Unite, păzit în continuare de agenți, pentru că beneficiază de pază de stat, da? Cum a fost posibil să fie văzut mai repede de cetățeni care erau la acest meeting electoral, să fie anunțat agenților, polițiștilor din zonă și totuși să reușească să tragă de câteva ori? Sunt niște întrebări la care nu avem acum un răspuns. Într-adevăr, am văzut niște proceduri care poate ar părea în alte zone chiar ridicole, numai că ei le aplicau cu o religiozitate. Eram la un moment dat la congres și urma să avem cu un consilier de la Casa Albă o întâlnire. Cât eram în congres, un cetățean a sărit gardul la Casa Albă încercând el să protesteze. L-au imobilizat imediat. Vizita s-a anulat. Deși pericolul era evident înlăturat, nemai vorbind de faptul că nu conta foarte serios. Dar procedurile au așa manieră încât dacă s-au încălcat niște reguli, deja nu mai se execută niciun fel de altă activitate. Nu știu exact, am înțeles și eu din ce am văzut prin diversele zone de comunicare, faptul că s-ar fi aflat în afara unui perimetru prestabilit, care iarăși n-a intrat în niște limite. Probabil. În orice caz, evident că acești oameni sunt puși, cei care asigură serviciile de protecție, sunt puși în acest moment în situația de a da niște explicații. Clar, ce știu e că jumătate în această lume își pregătea sistemele naționale de protecție cu sprijinul și prin trainingul celor din Statele Unite. Adică chiar nu aș intra într-o zonă de derizoriu, cel puțin din ce am mai văzut și eu din afară în legătură cu munca acestor oameni. Da. Revenim la domnul profesor Tismăneanu. Ne joacă feste legătura, sper că de data asta e mai bine, dar mai avem câteva minute până la pauză. O concluzie la ceea ce spuneați și la întrebarea mea referitor la Donald Trump, dacă a câștigat deja alegerile, așa cum se întrebau cei de la The Guardian. Da, acum sper să se audă. N-a câștigat alegerile pentru că alegerile n-au avut loc. Deci e prea devreme să spunem că a câștigat alegeri.
Doi, nu s-a făcut, cred eu, nu a fost exploatat suficient analogia cu ce s-a petrecut în Slovacia, unde Robert Fico a stat o săptămână în cameră sub respirație artificială și tot ce se întâmplă în asemenea cazuri de comă, și au venit alegerile europene unde partidul său e departe să fi câștigat. Deci nu se traduce imediat acest tip de compasiune pentru personajul, individul, omul, cum vreți să-i spuneți, Donald Trump, și pe care toți o resimțim, o resim și eu, o resim, cred eu, resimte și președintele Biden, mutatis mutandis, și cred că o resimt și cei care se uită la această emisiune în momentul de față. Pe de altă parte, ce s-a petrecut în Pennsylvania, Pennsylvania e unul din statele cheie în alegeri. Iar avansul, dacă Trump face Pennsylvania, Wisconsin, Ohio, și mai știu care este, parcă Ohio și parcă Kentucky, în fine, statele swing states, atunci lucrurile vor fi. Acolo trebuie făcute sondaje, de acolo trebuie văzut dacă s-a schimbat ceva în percepția publică. Mi-a arătat fiul meu acum, într-adevăr, 70% dintre republicani sunt mulțumiți de candidat sondajul de azi sau de ieri. Doar 30% dintre democrați sunt mulțumiți de candidatura lui Joe Biden. Dar iarăși aceste cifre sunt fluctuante. Sondajul de opinie, ce vreți să spun mai mult decât că sondajul de opinie din Franța acum o săptămână au luat, au capotat. Deci, sondajele de opinie trebuie luate cu grano salis, dacă vreți, cu un kilogram salis. Sunt importante, dar nu sunt totul. Ce se va întâmpla acum? Dintr-o dată nu-și vor mai arunca acele epitete cu care ne-au obișnuit, inclusiv în acea celebră deja dezbatere electorală? E lăudabil, cel puțin în acest moment, acest tip de calmare a retoricii. Iată că nici de o parte, nici de alta nu se folosesc de acest moment din diverse perspective și este un semnal foarte bun în zone radicale și într-un partid și în altul. Și în comunități din anumite state și în altele. Deci semnalul de la vârf, de la, mai ales de la, implicat Donald Trump, este unul cât se poate de matur, cât se poate de serios și cât se poate de normal într-o democrație. Ba da, sigur, retorica va reveni în diverse variante, dar acum nu este momentul. Pentru că un astfel de gest, indiferent cum este numită victima și ce poziție a avut la un moment dat, poate dezechilibra America. Ori responsabilitatea celor doi este majoră, nu neapărat în ideea că ar câștiga sau nu în baza unei retorici contundente opoziție, ci în ceea ce se transmite celorlalți, pentru că a exacerba într-un sens sau în altul ar genera o reacție în lanț cu efecte absolut imprevizibile. Da, și cu toate acestea există deja proteste în Wisconsin, unde are loc convenția Partidului Republican American. Mii de oameni s-au adunat la un marș anti-Trump. Vedeți imagini. Oamenii purtau pancarte în mâini și au strigat sloganuri în care cereau respectarea drepturilor femeilor, apărarea democrației, dar și eliberarea Palestinei. Convenția este o șansă pentru Trump și republicani de a-și prezenta viziunea pentru Statele Unite la mai puțin de 4 luni de la alegerile prezidențiale care vor avea loc în noiembrie. Pe lângă desemnarea candidatului la Casa Albă, republicanii folosesc evenimentul și pentru a obține donații, susținători, dar și de a obține timp de antenă, a scris presa americană explicând evenimentul. Joi seară se așteaptă ca Trump să urce pe scenă, să accepte nominalizarea și să vorbească în fața mulțimii și a camerelor TV. Va fi o nouă apariție video într-un meeting electoral al lui Donald Trump după tentativa de asasinat din Pennsylvania. Mă întorc la domnul profesor Tismăneanu. Insistăm, chiar dacă condițiile tehnice parcă se opun, dar
Ați spus ceva despre Robert Fico și am aici un citat dintr-o declarație care este foarte interesantă și vrea să pună o altă lumină asupra evenimentelor. Spune în felul următor: opozanții politici ai lui Trump încearcă să-l reducă la tăcere și atunci când nu reușesc, ei agasează în așa măsură publicul încât un amărât pune mâna pe o armă de foc, a spus Robert Fico. Acum el acuză direct din Europa faptul că s-a încercat, că până la urmă a fost demonizat Donald Trump și iată, au încercat să-l reducă la tăcere prin intermediul unei presiuni publice. Iar un amărât a pus mâna pe o armă. Cum vedem această declarație? În primul rând, este un personaj direct interesat. Așteptăm și declarația lui Victor Orban, care va fi probabil exact în aceeași direcție. Ar mira câtuși de puțin, dacă n-a făcut-o până acum, nu mi-am pierdut timpul căutând ce declară Orban. Dar ce pot să spun este că nu există nicio legătură demonstrată între retorica Partidului Democrat, bună sau rea, și acțiunea acestui individ. Nu există. Pur și simplu faptul că a acționat putea să aibă un moment de delir, putea să de halucinație, habar nu avem. Deci știm doar că a tras. Asta ar fi un lucru pe care l-aș spune. Robert Fico și poate să marcat fiind să spună lucruri pe care nu pot fi ușor dovedite, ba chiar nu pot fi deloc dovedite. Deci e bine că l-ați adus în discuție. Violența de limbaj nu se traduce întotdeauna prin violență comportamentală. Sigur că e de dorit ca limbajul să fie controlat. Sigur că este de dorit ca limbajul să fie moderat. Dar violența de limbaj nu a fost fundamental din partea Partidului Democrat. Am urmărit foarte atent. S-au spus lucruri și sunt eu cel care am spus-o aici, că nu cred că era cel mai ponderat și cel mai inteligent lucru să se meargă pe această analogie, pentru că psihicul american nimic nu poate să-l întreacă pe Hitler într-o monstruozitate. Nu există. Ei, să-l faci pe Trump Hitler înseamnă să ignori în tot ce ține de... Nu suntem, și asta aș vrea să accentuez, și bănuiesc că și prietenul meu, care e jurist la bază, domnul ministru Diaconescu, probabil de acord, nu e bine să confundăm anii 20 ai secolului 21 cu anii 30 ai secolului 20. Suntem în alți parametri istorico-valorici. Există NATO, există Uniunea Europeană, există Curtea Internațională de Justiție. Există prea multe lucruri și aici e bine că domnul Iaconescu a amintit. Moscova este de acum gata să publice și informații pe această temă. Știm bine cum acționează propaganda lui Putin și ca atare trebuie citită ca propagandă. Să vedem dacă Partidul Republican va ști să evite pe parcursul acestei convenții căderea în clișee și în panglici propagandistice. Ar fi o dovadă de sobrietate de care este nevoie. America nu are nevoie de mai multe emoții, are nevoie de mai puține emoții. Are nevoie, cum spunea și domnul Diaconescu, de calm. Are nevoie de detensionare. Tensiunea este foarte sus. Eu am trăit-o foarte sus în momentul când s-a produs, nu când era duminică. Nu? Totul părea că se zguduie în jurul nostru, sigur lucrurile s-au calmat. Dar era ca un cutremur politic. Și a fost un cutremur politic. Acum să vedem cum clasa politică, republicani, democrați, vor gestiona efectele, să le numim unda de șoc, sau cum vrem să numim acest lucru, și efectul post-cutremur. Da. Asta e vorba în momentul de față. Da, domnule profesor. Revenim la o stare și clădim din nou clădirile sau mergem mai departe și acționăm ca și cum suntem în continuare în plin seism? Eu cred că e bine să ieșim din starea de șoc pe care o creează un seism. Credeți, domnule profesor, că Donald Trump nu va folosi acea imagine în care este sângerând cu pumnul în aer și strigă fight, fight, fight de trei ori. A strigat în momentul în care a fost scos de pe scenă. Va fi de foarte multe tricouri cu acea imagine. Va fi o imagine iconică de tip Che Guevara și așa mai departe, dar americanii nu votează pentru un t-shirt.
Dar credeți că Donald Trump o va folosi? Sunt convins, pentru că Donald Trump este un om al spectacolului. Și din acest punct de vedere, evenimentul acesta șocant și trist este exact ceea ce se potrivește ca o mănușă pentru stilul politic al lui Donald Trump. Stilul politic al lui Donald Trump se bazează pe artificii, focuri de artificii, pe incitarea maselor, pe mituri, oracole profetice. Donald Trump acționează ca un profet. Profetul are o voce solidă și are o voce relativ solidă, dar mobilizează. Deci, în momentul de față, vocea foarte jos, sotto voce, nu? Vocea foarte jos a lui Biden nu l-a avantajat. Donald Trump este împițicat-o. Și atunci, da, asta iarăși depinde cine vede și așa mai departe. Vedem această imagine, domnule ministru Diaconescu, vedem imaginea cu Donald Trump care ridică pumnul în aer. Noi nu putem să dăm decât alb-negru imaginea, pentru că este cu puternic impact emoțional. Și spunea domnul profesor că americanii nu vor vota pentru tricouri. Și totuși, această imagine ar putea să fie folosită de Donald Trump. L-ar ajuta sau nu? Trebuie să gândim în America la cifre mari. Domnul profesor Tinsman are dreptate. Sigur, probabil că l-o ajuta într-un stat, două state sau, nu știu, într-o zonă, dar nu-mi închipui că, de exemplu, cei din Florida vor vota pentru un tricou. În sfârșit, am ales la întâmplare, îmi cer scuze. Sau California îl va lăsa pe Biden sau îl va lăsa pe democrați, tocmai pentru că o imagine la un moment dat cu un impact emoțional ar fi cât se poate de semnificativă. Separarea între cei care sunt alături de Trump și cei care nu sunt alături de Trump, între cei care sunt alături de Biden și cei care nu sunt alături de Biden, este foarte greu în perioada aceasta în a fi surmontată. Repet, vorbim de cifre mari, adică vorbim de foarte mulți alergători. Buletinele de vot trebuie să se tipărească cât se poate de repede, de aceea era și tema Biden rămâne sau se retrage. Ori, din această perspectivă, dacă observați, sondajele în campaniile electorale sunt foarte aproape de rezultatul final. Nu apar ca la noi cu diferențe de 10, 15, 20% între câștigă, nu câștigă. Ori din această perspectivă, sigur, vor exista tricouri. Nu cred însă că republicanii și chiar Donald Trump, dincolo de într-adevăr, Donald Trump se deosebește mult de ai săi republicani. Calculul politic e altul. El este extrovert, este uneori are pusee mesianice, mă rog, cu ghilimele de rigoare. Pe de altă parte însă, republicanii sunt extrem de bine așezați într-un anume tip de mental. De exemplu, sigur, sunt niște declarații care se interpretează în diverse forme în legătură cu ce ar face și cum s-ar împăca și cum ar bate palma Donald Trump cu Vladimir Putin. Mă scuzați dacă vorbești la republicani între ei despre așa ceva, s-ar putea să ai o reacție mult mai dură decât dacă ai vorbi la democrați despre așa ceva. Deci, sigur, aici aspectele extroverte, aspectele de campanie, de plastică, de sumele investite, donatorii din anumite zone așteaptă și un anume tip de exhibiționism. Peste tot în lume se întâmplă așa ceva. Din punctul de vedere însă al Americii profunde, acolo, într-adevăr, temele sunt nu neapărat cu totul altele, dar deciziile sunt mult mai bine segmentate și mult mai solide și nu pot fi dramatic, vorbesc, influențate de o gestică emoțională. Foarte interesant. Mai încercăm la domnul profesor Tismăneanu. Ajutați-ne să înțelegem următorul paradox pe care noi aici din România, din Europa, poate nu-l știm, nu-l vedem atât de bine, dar o armă care este considerată Kalashnikovul americanilor a fost folosită pentru a fi împușcat Donald Trump. Acest lucru va schimba viziunea lui Donald Trump sau a celor care susțin acea lege armelor, îi va ajuta în vreun fel să există vreo șansă să se răzgândească în privința armelor în Statele Unite? Presupunând că printr-un miracol, printr-o metanoia, că a văzut drumul Damascus, precum Saul a devenit Pavel, sau Paul,
Donald Trump și-ar fi schimbat opinia, el are nevoie de Curtea Supremă. Depinde de... În Curtea Supremă, amendamentul respectiv nu va fi abolit. Și, prin urmare, de altfel s-a și anunțat că Trump urma când și la un nou congres sau ce este convenție a lui American Rifle Association. Deci, Donald Trump, domnul Diaconescu a menționat, aici sunt lobby-uri masive, lobby-uri cu interese extrem de puternici. Ați dat imaginea cu demonstranții Partidului Democrat acolo. Presiunea este asupra lui Donald Trump, dar în momentul în care au adus și steagul Palestinei, este și asupra lui Joe Biden. Că și Biden se uită la aceste transmisiuni, nu numai Joe Biden, întreaga conducere a Partidului Democrat și cine ar mai fi cei care, policy maker și așa mai departe. Deci sunt, și aici vom vedea, când atinge Donald Trump problemele politice externe, sunt total de acord cu Cristian Diaconescu, să ne amintim cum a trecut ajutorul PSD pentru Ucraina. Păi n-a trecut prin Donald Trump, a trecut pentru Mike Johnson. Și în momentul când Mike Johnson, care este foarte conservator, s-a trezit cu informațiile de la National Security Council și Agency și așa mai departe, fiind al treilea om în succesiune, nu, este președinte, vicepreședinte și și s-a dat the briefing. Ei bine, și-a schimbat în momentul când a văzut ce este acolo, a spus, oh, nu, da, e vorba de viitorul Statelor Unite, nu numai al Ucrainei. Și Donald Trump va face acest lucru și am mai spus. Da, s-a tot întrerupt concluzia, înțeleg că nu se va ajunge la o răzgândire din partea. Da. Donald Trump a redus participarea americană la NATO în vreun fel? Da, am înțeles ce spuneți. Okay. Aș mai avea o întrebare, o curiozitate și aș vrea să ne referim și la Joe Biden. S-a discutat în ultima vreme foarte mult despre retragerea dânsului din campanie electorală. Acum nimeni nu mai discută de Joe Biden, toată lumea este cu ochii spre Donald Trump și totuși mai rămâne, îl ajută în vreun fel acest eveniment? Mai rămâne să discutăm despre participarea în campania electorală a lui Joe Biden? Nu cred că va mai exista această discuție. Joe Biden va rămâne în campania electorală. Nu există decât varianta retragerii. Înlocuirea sa ar reprezenta un risc enorm pentru Partidul Democrat. Și până la urmă, privind la întregul subiect, sigur, niște momente la un moment dat interpretabile din punct de vedere al rezidenței, dar să nu uităm totuși, Joe Biden a reușit să sprijine Ucraina și să se opună agresiunii Federației Ruse fără a intra NATO în război cu Federația Rusă. Simplele afirmații, credeți-mă, arată până la urmă un anume tip de soliditate. În al doilea rând au crescut fabulos locurile de muncă. Nu îi fac eu campanie. Ce vreau să spun este că alături de Joe Biden mai stau și alte argumente în afara încurcăturii cu numele și, mă rog, da, un anume tip de tremur.